În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare, ci se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă pe inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc, să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia, se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cara dintre oameni. Cum ne pregătim de Crăciun? Aceasta este perioada în care încep pregătirile. Probabil că și voi ați început să vă gândiți când o să faceți curățenie, ce decorațiuni să puneți, ce cumpărături, cadouri trebuie să faceți, ce vreți să faceți de mâncare. Toate aceste lucruri sunt bune și frumoase. Avem nevoie ca locul în care trăim să fie curat, să fie aranjat. Avem nevoie de hrană ca să fie pregătită din timp, ca să putem să ne oprim câteva zile și să sărbătorim. Dar cum ne pregătim mintea și sufletul? De multe ori suntem atât de ocupați, atât de obosiți datorită la celelalte pregătiri, încât pregătirea spirituală, semnificația credinței, ajung să fie pe planul 2. Și în textul pe care am citit astăzi vedem cum pregătește Dumnezeu primul Crăciun. Cum i-a pregătit Dumnezeu pe oameni pentru întruparea sa în lume. Duminica trecută am văzut din primul pasaj că această evanghelie a Crăciunului, această veste bună a Crăciunului, este o istorisire amănunțită despre viața ce s-a născut în lume, despre Dumnezeu care s-a întrupat, o relatare din viața reală de la cei care au văzut, au auzit. Și că e important să cunoaștem această relatare ca să putem să sărbătorim. Nu putem să sărbătorim Crăciunul fără să cunoaștem această veste bună. Dar ca să putem să sărbătorim, trebuie să înțelegem și să ne pregătim pentru momentul sărbătoririi. În fiecare duminică sărbătorim aceste adevăruri, dar odată pe an ne oprim și sărbătorim în mod special acest eveniment atât de important. Și ca să putem să sărbătorim bine, nu putem să pregătim doar sarmale și doar cozonacii, trebuie să ne pregătim și în credință, să ne pregătim în ce privește Evanghelia, pentru că altfel o să ajungem doar să fim obosiți,
cu burta plină, poate și chemând salvarea, ajungând la spital pentru că a mâncat prea mult. Cum ne pregătim pentru o sărbătoare care nu-i doar îndopare cu mâncare? Printr-o pregătire spirituală. Pentru că dacă nu ne pregătim prin credință, nu doar că vom ajunge să fim atrași doar de celelalte aspecte, ci când mai auzim așa din greșeală câte o frântură de adevăr printr-o colindă când mergem prin mol, o frântură de Evanghelie care mai este prin colindă, s-ar putea să ajungem să ne întrebăm ce mai este dincolo de toate aceste lucruri sclipitoare, de toate aceste lucruri frumoase. Este ceva dincolo de asta? Dacă nu ne pregătim din punct de vedere spiritual în credință, o să ajungem să fim în îndoială și în necredință. Este doar un basm, este doar o păcăleală, o poveste dintre aceea frumoasă. Copiii sunt de multe ori păcăliți cu basme și cred că basmele sunt adevărate. Basmul cu Moș Crăciun, un necunoscut care vine o dată pe an și îți aduce cadouri. Pare prea frumos ca să fie adevărat, așa un necunoscut să-ți aducă cadouri în fiecare an. Și chiar este prea frumos ca să fie adevărat, că nu e adevărat. Oare ne păcălește biserica? Ne păcălește biserica pentru ca o dată pe an să încercăm să fim mai buni. Ne păcălește că s-a întrupat Dumnezeu. Și de aceea trebuie să facem și noi curățenie o dată pe an, să facem cadouri, să fim mai buni măcar o dată pe an. Este Crăciunul, este această Evanghelie o glumă proastă, inventată de oameni din antichitate care se plictiseau, n-aveau ce face. Nu suntem singurii care vedem această veste intervenției ca o veste prea bună ca să fie adevărată. Textul pe care l-am citit astăzi ne arată încă un om care, din acea vreme, i s-a părut că e o veste prea bună ca să fie adevărată. Și astăzi vedem, ne alăturăm acestor evenimente din familia lui Zaharia, care făcea parte din rudele Fecioarei Maria, pentru ca să vedem cum Dumnezeu începe să pregătească oamenii de atunci pentru nașterea Fiului Dumnezeu în lumea noastră. Privind la acest text, ne dăm seama că Evanghelia, vestea Crăciunului, nu este un mit, nu este o păcăleală, ci este împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își împlinește promisiunile și intervine în viața noastră. De aceea suntem chemați să sărbătorim și să ne încredem în El. Și vom înțelege această chemare privind la trei lucruri pe care le descoperim în textul nostru. În primul rând, în textul nostru vedem problema. Care era problema aici? Luca ne descrie situația acestei familii. Erau oameni credincioși care urmau cuvântul lui Dumnezeu, dar nu aveau copii. Erau în vârstă și fără copii. Și în mod special în acea cultură era un eșec ce aducea multă rușine. Dar această problemă ne aduce aminte și de multe situații din Vechiul Testament când mântuirea este prezentată ca venind prin nașterea de copii, prin cineva care urmează să se nască. Dacă vă aduceți aminte de primele scene din Biblie, din Genesa, după ce omul cade în păcat, după ce sunt blesteme vestite, există și o veste bună acolo în Genesa capitolul 3, când Dumnezeu le spune oamenilor că se va naște cineva, că din sămânța femeii va veni cineva care va distruge, va învinge diavolul. Mântuirea care urmează să vină într-o generație ulterioară prin cineva care se naște. Dar ce se întâmplă în familia lui Adam și Evei? Cain îl ucide pe Abel. Există crimă. Linia aceasta, sămânța femeii, este amenințată. Există conflict în familia lui Adam. Apoi, în Genesa, capitolul 15, vedem promisiunea făcută foarte asemănător. Sămânța lui Avram, prin care urmează să vină mântuirea, binecuvântarea pentru toate familiile pământului. Dar Avram și Sara erau în această situație pe care o am citit-o și astăzi. În Luca 1 erau în vârstă și fără copii.
Apoi în 2 Samuel 7 vedem promisiunea, mântuirea unei împărății veșnice făcute lui David, prin fiul lui David. Dar după aceea, când privim la ce se întâmplă cu fiul lui David, cu familia lui David, vedem că familia lui David era măcinată de păcat, ruinată de păcatele lui David și copiii lui David au fost neînțelepți. A venit mântuirea prin ei, a venit distrugerea. Fie că este vorba de femei care nu puteau să aibă copii, fie că este vorba de bărbați care își ruinează familia prin păcatul lor. Această dramă, această istorie a Bibliei ne prezintă neputința oamenilor care așteaptă, care tânjesc după mântuirea promisă. Și există atâtea bariere, există atâtea slăbiciuni, atâtea probleme în timpul acestei așteptări ca să se nască cel care va duce mântuirea. Când vin sărbătorile, când ne pregătim de sărbătoare, avem tendința să încercăm să uităm de lucrurile rele, să uităm de eșecuri, de slăbiciuni, de păcate, să le ascundem, să le mascăm, să decorăm totul ca să se vadă numai ceea ce este frumos în viața noastră. Dar nu așa ne pregătim pentru a sărbători Crăciunul. Ca să putem să sărbătorim ceea ce Dumnezeu a făcut și face în viața noastră, trebuie să ne dăm seama de problema noastră, să ne dăm seama de slăbiciunea, de păcatul, de răul din noi înșine. Și relatarea Evangheliei începe cu o astfel de situație a eșecului. Evanghelia începe, pregătirea nașterii Domnului Iisus Hristos începe prin expunerea acestui eșec, acestei slăbiciuni umane. Doar înțelegând acest eșec, doar înțelegând problema noastră, doar atunci vom putea să vedem nașterea lui Hristos, să vedem Evanghelia ca pe un motiv de sărbătoare. Pentru că dacă nu-ți dai seama de problema ta, dacă nu-ți dai seama de ce era nevoie ca Dumnezeu să se întrupeze și să facă toate lucrurile pe care le-a făcut, atunci Crăciunul și toate celelalte evenimente pe care le sărbătorim din Biblie vor fi fără prea mult sens. Aici avem oameni care trăiesc în rușine și în disperare. Pentru că familiile fără copii în acea vreme erau considerate familii ratate. Pentru că linia familiei lor avea să se încheie. Pentru că nu puteau să-și urmeze vocația naturală de părinți, dorința pe care o aveau să aibă copii. Pentru că nu aveau la cine să lase mai departe toate lucrurile pe care le-au strâns, rodul muncii lor. Erau într-o stare de rușine, disperare, fără nici o speranță. Asta-i contextul vieților, asta-i problema, asta-i povara care îi apăsa. Și în acest context al problemei, textul nostru ne arată un al doilea lucru, și anume vedem promisiunea lui Dumnezeu care se împlinește aici. Într-un mod cu totul neașteptat, Zaharia, care era un slujitor la templu, în vechiul legământ, în poporul Israel, are parte de o viziune. Vine un înger și aduce această veste bună, această veste despre nașterea unui copil. Și nu doar că o să aibă un copil, ci este un copil care va avea un rol foarte important în lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, un copil care este împlinirea unei profeții din Vechiul Testament. Și aici este citat textul din Vechiul Testament, Isaia 40, unde se vestește că înainte de venirea lui Dumnezeu în lume, va veni un profet, va veni un slujitor care să pregătească venirea lui Dumnezeu. Aici este descris ca făcând parte din acea categorie de slujitori din Vechiul Testament care se numeau nazirei, care au ca și un fel de călugări, care nu aveau familie, care nu consumau alcool, se dedicau 100% slujirii la templu. Și aici ne spune cuvântul că va fi umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Un contrast atât de mare între situația dinainte a eșecului, a slăbiciunii, care o femeie nu poate să aibă un copil, și această naștere care împlinește o promisiune a Vechiului Testament. Ce înseamnă lucrul acesta? Dincolo de faptul că se împlinește o promisiune,
Faptul că se naște cel care pregătește venirea Domnului, înseamnă că venirea lui Mesia, venirea Mântuitorului este aproape. Că însuși Dumnezeu se coboară în curând pe pământ. Și vedem de foarte multe ori în Sfânta Scriptură faptul că Dumnezeu alege oameni în situații imposibile. Dumnezeu alege oameni neputincioși, oameni slabi, oameni nenorociți și lucrează prin ei, tocmai ca să se vadă că Dumnezeu lucrează. Și acesta este unul din acele cazuri când Ioan Botezătorul se naște dintr-o femeie stearpă și în vârstă. Iisus a născut dintr-o fecioară în familia unui tâmplar. Și Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt. Dumnezeu intervine în astfel de situații disperate, pe astfel de drumuri înfundate, în familii, oameni care par să nu aibă niciun viitor, să fie niște ratați, nu sunt stare de nimic. Și Dumnezeu lucrează. Și privind la această situație, s-ar putea să vă gândiți: mă bucur că Dumnezeu a intervenit în viața acestei familii, este foarte frumos, este foarte interesant, dar ce legătură are asta cu noi? Cum ni se aplică nouă acest lucru? Cum o să putem noi să ne pregătim să sărbătorim Crăciunul văzând aceste lucruri de aici? Ce promisiune avem noi când suntem singuri și pe un drum înfundat? Ce promisiune avem când ne vedem în eșec? Cum nu există nicio promisiune universală pentru familii, că toate familiile o să aibă copii, încă trăim într-o lume disfuncțională, afectată de cădere, de singurătate, de infertilitate. Nu este nicio promisiune că fiecare bărbat își va găsi o soție sau fiecare femeie un soț și multe din familii odată formate pot să ajungă să fie despărțite prin accidente, prin conflicte. Trăim într-o lume în care există astfel de probleme pe care le vedem și aici în textul nostru. Dar promisiunea lui Zaharia, promisiunea pe care o primește Zaharia aici, este strâns legată de pregătirea ceea ce urma să vină, de lucrarea Domnului Iisus Hristos. Ne pregătim de sărbătorirea Crăciunului înțelegând ce ne-a adus Domnul Iisus Hristos prin promisiunea pe care o împlinește venind în lume. Slujirea lui Hristos este ceva ce ne binecuvântează, ne aduce o familie, ne aduce un viitor, chiar dacă am fi singuri și fără familie. Crăciunul este o sărbătoare a familiei, nu doar pentru că de Crăciun ne întâlnim cu membrii familiei și petrecem și discutăm cu ei, pentru că avem zile libere și organizăm petreceri, ci Crăciunul este o sărbătoare a familiei și pentru că venirea lui Hristos în lume ne înfiază și pe noi în familia lui Dumnezeu. Familia de acum este trecătoare, nu doar pentru că ne va despărți moartea într-o zi, ci și pentru că persoanele necredincioase din familie nu vor avea parte de viața veșnică. Dar venirea lui Dumnezeu în lume, întruparea Fiului Dumnezeu, când Fiul lui Dumnezeu devine unul din noi ca să ne scoată din răzvrătirea în care eram, din mersul nostru pe drumuri înfundate, să ne aducă în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu. Pentru ca și omul necăsătorit și soția părăsită de soț și familia fără copii și copii orfani, în orice circumstanță nefericită am fi în această lume, prin credință în Hristos să fim partea unei familii lărgite, care nu doar că e foarte mare acum și cuprinde mulți oameni, ci este o familie care într-adevăr are un viitor veșnic. De aceea venirea Domnului Iisus Hristos este pregătit aici prin această lucrare al Ioan Botezătorul, care rezolvă conflictele, care îi face pe oameni să se căiască de păcatul lor, care întoarce inima părinților la copii, care îndepărtează conflictul.
Toate aceste cuvinte ne îndreaptă atenția spre formarea unei comunități, unei familii spirituale care este reconciliată cu Dumnezeu, oameni diferiți care sunt reconciliați unul cu altul și cu Dumnezeu și formează împărăția lui Dumnezeu. Membrii bisericii sunt parte din această familie. Asta înseamnă să fim parte a unei biserici, să fim strânși, să fim incluși în această familie pe care o aduce în ființă Domnul Iisus Hristos. Nu suntem nici un club teologic, nu suntem nici un teatru de spectacole, ci suntem membrii a unei familii sfinte. Prin nașterea sa în lume, Fiul lui Dumnezeu ne-a scos din toate direcțiile în care mergeam, ne-a adus la o credință comună, pentru ca să avem parte de unitatea în familia lui Dumnezeu. Nu mai suntem singuri. Unii eram mai mult sau mai puțin singuri. Eram cu multe rude sau cu mai puține rude. Aveam oarecum succes sau poate n-aveam succes în strângerea lucrurilor. Dar viitorul, moștenirea pe care o primim prin credință în Hristos este un viitor veșnic și sigur. Pentru totdeauna vom fi scoși, îndepărtați de orice potențial de singurătate și de ruinare. Sună prea bine ca să fie adevărat? Asta a crezut și Zaharia când a primit promisiunea lui Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care le vedem aici în textul nostru, după ce am văzut problema și promisiunea, aici vedem o piedică în calea sărbătoririi. Care este piedica în calea sărbătoririi Crăciunului? Este necredința. Vedem aici că Zaharia nu crede promisiunea și de multe ori oamenii pe care îi vedem prezentați în Vechiul Testament, în Noul Testament, de multe ori ce face Dumnezeu, ce spune Dumnezeu, li se pare prea bun ca să fie adevărat. Nu cred inițial. De ce? De ce nu cred? Uitați ce spune aici. Cum voi cunoaște lucrurile acestea? Eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii atunci știau că femeile care sunt infertile, că femeile care sunt în vârstă nu pot să aibă copii. Erau foarte realiști. Știau lucrurile acestea. Nu cunoșteau medicina ca noi în secolul 21, dar aveau și ei noțiuni de bază. Și de aceea, privind foarte realist, privind la circumstanța sa, Zaharia nu crede. Dumnezeu lasă un semn în el, inabilitatea de a vorbi ca să-l ajute în necredința sa. Dumnezeu își îndeplinește promisiunea și Dumnezeu nu doar că oamenii aceștia nu doar că primesc un copil, dar apoi prin slujirea acestui copil, Dumnezeu pregătește venirea sa în lume, venirea la oameni, pentru că vestirea lui Ioan Botezătorul îi cheamă pe oameni la căință. De multe ori, când Dumnezeu intervine în istorie, la oamenii se pare că e ceva prea bun ca să fie crezut. Și de multe ori, aceasta este problema pe care o avem și noi. Auzim cuvântul, cunoaștem, înțelegem, dar de multe ori avem această slăbiciune. De multe ori ne este greu să ne încredem și parcă uneori ne este frică să ne bucurăm. Ne este frică să sărbătorim ca să nu fie o iluzie și apoi să ajungem deznădăjduiți. Dar întreaga viață a Domnului Iisus Hristos, vestirea martorilor oculari, această evanghelie pe care am început să o parcurgem, ne prezintă oameni ca și noi, oameni care au avut îndoială, necredință, oameni realiști, oameni care știu că femeile în vârstă nu nasc copii, că oamenii odată ce au murit rămân în mormânt, oameni care nu erau deloc idioți, erau oameni normali, ca și noi, foarte realiști și sceptici. Și prin mărturia lor, prin faptul că nu doar ne-au lăsat o mărturie diversă, că avem mai mulți martori care ne-au scris, ci și prin viața lor, prin credincioșia lor, prin faptul că și-au dat viața pentru această mărturie, putem și noi să ne încredem în acest cuvânt al Evangheliei.
Privind la această cronică detaliată, autentificată de sângele martirilor, putem să înțelegem de ce sărbătorim Crăciunul, de ce este un motiv de sărbătoare. Să avem bucurie, nu doar pentru că avem zile libere, nu doar pentru că avem mâncare bună, nu doar pentru că am împodobit frumos. Să avem bucurie și să avem sărbătoare și din cauza acestui adevăr, din bucurie, pentru că Dumnezeu a intervenit în lumea noastră. Singurătatea noastră nu este alungată prin petreceri care țin câteva ore, nu este alungată nici prin brazi care sunt frumoși, dar se veștejesc, nici prin cadouri care după vreme ne plictisesc sau se strică. Singurătatea noastră, ceea ce ne aduce o bucurie, o împlinire netrecătoare, este atunci când începem să ne încredem în acest adevăr al intervenției lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu a venit și a rămas alături de noi. Dumnezeu a devenit unul din noi pentru ca niciodată să nu mai fim singuri. Să ne rugăm. Noi îți mulțumim că nu ne-ai lăsat singuri în această lume, îți mulțumim că ne-ai trimis pe Fiul Tău ca, devenind unul din noi, să ne conducă spre viața veșnică, să învingă diavolul, ispitele acestei lumi, să ne scoate de sub vinovăția păcatului. Îți mulțumim că, deși meritam dreptatea, condamnarea, Tu ai avut milă de noi și ne-ai vestit această veste bună a nașterii învierii Domnului Iisus Hristos, care ne asigură, ne promite o viață veșnică. De multe ori noi suntem plini de îndoială, suntem slabi, de multe ori ne temem să ne bucurăm, să ne încredem în acest cuvânt. De aceea te rugăm să ne ajut să creștem în înțelegere, să creștem în puterea credinței pe care Tu ai pus-o în inima noastră și să creștem și în recunoștință pentru tot ceea ce ai făcut în viața noastră. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.